Nu prea am avut ocazia să vorbim despre device-uri mobile extrem de portabile. De fapt și de drept, cred că în decursul celor 9 ani de când suntem pe YouTube, am aprofundat termenul de ultrabook de 2, poate chiar de 3 ori. Rușinică să ne fie că nu am avut grijă de cei ce sunt interesați de astfel de device-uri mobile. Foarte puțin știu că ultrabook, denumire, termen sau standard, mai bine zis, a fost implementat de unul din cei mai mari producători de componente hardware și dezvoltatori, de altfel, Intel. De la bun început, cei ce au avut ocazia să testeze device-uri tip ultrabook și-au dat seama că rolul acestora pe piață era pur și simplu să concureze cu un al doilea gigant, cu Apple. Și asta având în vedere că foarte mulți utilizatori erau mai familiarizați cu sistemul de operare dezvoltat de către Microsoft. Dar totuși, ca un producător, indiferent că e Asus, Dell, Lenovo și așa mai departe, să poată spune că device-ul său se poate încadra în categoria ultrabook, trebuia să se încadreze în anumiți parametri impuși ai standardului. În decursul timpului, acești parametri s-au tot schimbat, oferind utilizatorului un device ultraportabil cu performanțe din ce în ce mai ridicate. 2011 a fost anul în care ultrabook-urile au început să își facă apariția pe piață. Acea perioadă era dominată de procesoarele Intel din seria Sandy Bridge, cele implementate pe device-urile ultraportabile fiind tip ultra-low voltage, TDP-ul acestora fiind de nici mai mult, nici mai puțin de 17W. Aceasta era prima condiție, dacă îi pot spune așa. Configurația device-ului tău ca producător era obligatoriu să dețină un procesor tip ultra-low voltage. Chiar dacă nu erau foarte puternice, acestea puteau fără niciun fel de problemă să ajute utilizatorul în activități de tip office, ba chiar și multimedia, oferind o autonomie cât mai ridicată când erau folosite pe baterie. Minim 5 ore era o a doua cerință a standardului. Dimensiuni musai 18 mm pentru device-urile cu ecran de 13,3 inci sau mai mici și 21 de mm pentru cele cu ecran de 14 inci sau mai mare. O altă, sau hai să spunem, o ultimă cerință obligatorie era revenirea din hibernation în active mode în mai puțin de 7 secunde la data aceea. Ultimele 3 erau implementări software, ultimele 3 cerințe și aveau legătură directă cu Intel Management Engine, ce trebuia să fie versiunea 7.1, Intel Anti-Theft Technology și nu în ultimul rând Intel Identify Protection Technology. Device-ul tău nu era conform celor menționate mai devreme, nu era încadrat în categoria ultrabook. Bine, în decursul timpului aceste cerințe au fost ușor modificate, asta și din cauza evoluției componentelor hardware. Astfel, în 2013 au poposit în acest tip de device-uri procesoarele din familia Ivy Bridge. TDP-ul rămânea același, 17W. Cerințele vis-a-vis de autonomia bateriei rămâneau neschimbate. Dimensiunile rămâneau și ele neschimbate, dar era inclusă o nouă categorie, device-urile convertibile. Aici grosimea netrebuind să depășească 23 de mm, revenirea din hibernation mode în active mode ca timp era și ea neschimbată, dar era nevoie ca aceste device-uri să conțină și unități de stocare mai rapide. Așa că minimum 80 de mega rată de transfer a fost o altă condiție implementată sau mai degrabă impusă și nu în ultimul rând la capitolul input-output era musai să existe un port USB 3.0 sau Thunderbolt. Ulterior, la următoarele generații, autonomia bateriei a trebuit să fie mai mare, evident. Revenirea din hibernation mai mică și și-a făcut apariția tehnologii precum Intel Wireless Display, touchscreen-uri, voice command, senzori și multe, multe altele. Ei bine, această introducere, sau hai să-i spunem istoric, las la latitudinea voastră unde vreți să o încadrați, are un scop, acela de a vorbi despre Intel Evo. Ce este, de ce este și ce beneficii urmează să aducă celor ce sunt în căutarea unui device ultraportabil, mai pe englezește spus, ultrabook. Intel anunțau la începutul lunii septembrie a anului 2020 seria de procesoare Tiger Lake cu placă video integrată Intel Xe. Odată cu ele a fost și o nouă platformă denumită Intel Evo.
Dacă sunteți familiarizați cât de cât cu proiectul Athena, Evo poate fi considerată fără doar și poate o a doua venire ce cuprinde toate specificațiile stabilite odată cu prezentarea în 2019 a proiectului Athena. A doua venire, adică o a doua prezentare. Cu toate acestea există și Key Experience Indicators sau Key, cum l-au prescurtat ei, ce trebuie respectate astfel încât produsul final al producătorilor mari de device-uri mobile să poată fi luate produsele în sine și considerate și branduite ca fiind Intel Evo Ready. Care sunt acești indicatori sau mai degrabă cerințe pentru a te încadra în Intel Evo? Păi, în primul rând, procesorul trebuie să fie din familia Tiger Lake, Core i5 sau Core i7 și cu placă video integrată Intel Xe. Odată cu lansarea însă a seriei Alder, cred că vor fi și ele disponibile în această nouă platformă Intel Evo. 2. Cel puțin 8 GB memorie RAM și cel puțin 256 de GB spațiu de stocare tip SSD cu suport NVMe. 3. Display cu o diagonală cuprinsă între 12 și 15 inch, poate chiar mai sus un pic, a cărui rezoluție să fie minim tip Full HD. Să dispună de touchscreen și suportul pentru pen, iar ramele să fie foarte, foarte subțiri, indiferent că vorbim de cele laterale sau cea din partea superioară sau inferioară. 4. Tastatura trebuie să fie iluminată, iar touchpad-ul trebuie să fie foarte responsiv. Nu știm dacă s-a impus și o dimensiune a acestuia din urmă. 5. Revenirea din standby. Aici o chestie foarte interesantă, sau din hibernation la awake mode, să se facă în maximum o secundă. Vă mai aduceți aminte ce spuneam un pic mai devreme? 7 secunde la Sandy Bridge, 3 secunde la Ivy Bridge. O secundă revenirea din hibernation în active mode e ceva. 6. O baterie ce urmează să asigure până la 16 ore de rulare a materialelor video sau să asigure până la 9 ore de folosire continuă atunci când facem referire la activități de tip office. Totodată, trebuie să existe opțiunea de fast charging. Este o chestie obligatorie, astfel încât o încărcare de 30 de minute să oferă o autonomie de până la 4 ore. Atenție însă, încărcarea pentru a beneficia de această autonomie trebuie să se facă cu laptopul oprit, adică să îi dați shutdown, nu hibernation, nu nimic altceva. 7. Thunderbolt 4 și Wi-Fi 6 sunt standardele ce obligatoriu trebuie să fie prezente astfel încât device-ul să fie certificat Intel Evo. Opțional se pot implementa caracteristici precum Gigabit LTE sau conexiune tip 5G. Și uite așa am ajuns la punctul 8, un sistem de răcire al procesorului tip fanless, pasiv, fără ventilatoare sau cu ventilatoare, a căror grosime să nu depășească 15 mm. Posibilitatea de logare în Windows prin intermediul fingerprint sau recunoaștere facială, o altă cerință obligatorie, cameră web integrată cu o rezoluție minimă tip 720p la 30 de cadre pe secundă, suport pentru FanField, OpenVINO și WinML AI Technologies, obligatoriu și ele, și nu în ultimul rând, device-urile din seria Intel Evo trebuie să ajungă la clientul final cu sistem de operare Windows 10 preinstalat sau pentru cei ce doresc pot găsi și modele ce vor avea instalat Chrome OS. Față de generațiile precedente, putem observa fără doar și poate că cerințele au crescut, Intel ridicând ștacheta și dorind să ofere prin intermediul device-urilor portabile branduite Intel Evo siguranța unei configurații puternice ce poate executa orice activitate tip office, îți poate permite ție utilizatorului final să poți viziona un întreg sezon de Witcher, să spunem, fără a fi nevoie să reîncarci bateria la un moment dat, standarde de conectare la internet de ultimă generație și nu în ultimul rând, timp de reacție foarte mici în comparație cu generațiile trecute. Practic, orice producător îndeplinește toate condițiile prezentate un pic mai devreme, poate primi din partea producătorului Intel aprobarea că este Intel Evo, produsul său. Cum îți poți da seama tu ca utilizator final că produsul pe care vrei să-l achiziționezi este certificat Intel Evo?
Față de generațiile precedente, de această dată există și o inserție grafică la interiorul fiecărui model prin intermediul unui sticker pe care este scris Intel Evo. Ba mai mult decât atât, în site-ul de unde urmează să-l achiziționați, vânzătorii sunt obligați să marcheze prin intermediul unei grafici acea siglă Intel Evo Ready. Sincer, după ce am testat modelul pe care l-am primit de la Intel și ce este produs de către Asus, ZenBook 3-ul, adică, am rămas pe alocuri un pic impresionat. Atât din punct de vedere al rezultatelor, dar și din punct de vedere al designului. Da, are toate caracteristicile ce îl încadrează în gama de produse Intel Evo, dar totuși pe mine, ca utilizator normal, m-a dat un pic pe spate rezoluția un pic mai neobișnuită. 3300 pe 2200. O să trebuiască să dai un zoom până la 200%, astfel încât să vezi tot ceea ce se întâmplă pe ecran. Ba mai mult decât atât, am încercat să joc un pic, în rezoluție Full HD și să văd ce poate Intel Xe. Asta și pentru că pe ultrabook-urile pe care le-am testat în trecut, acest lucru era de-a dreptul imposibil. Nu uitați, vorbim de un procesor ultra low voltage. Ei bine, de această dată procesoarele Intel Ultra Low Voltage cu grafică integrată Intel Xe îți permit cât de cât să te bucuri și de o astfel de activitate, dacă vrei să te destinzi cât de cât. Jocurile nu trebuie să fie complexe, dar în Full HD pot fi jucabile. Am încercat Fortnite, am încercat un pic de Far Cry New Dawn, acolo 30-40 de FPS-uri cu totul lăsat pe normal și în rezoluție Full HD, dar Fortnite-ul, spre exemplu, a mers bine spre foarte bine. Este un laptop, dacă vrei să te destinzi în gaming, pentru jocuri de tip MOBA, pentru jocuri de tip RTS, de ce nu? Dar s-ar putea să fie o mică problemă dacă te gândești să-l folosești în astfel de activități. Dimensiunea ecranului, diagonala ecranului, este foarte mică și în jocuri precum Fortnite, spre exemplu, nu vei distinge foarte bine inamicii pe unde sunt. În RTS-uri n-am încercat. Îmi fac mea culpa. Dar ăsta este singurul lucru care m-a deranjat atunci când vine vorba de gaming. Nu este un laptop dedicat gamingului. Să nu uităm, vorbim de un ultrabook cu procesor ultra low voltage cu un TDP foarte, foarte mic. Dar cu o placă video integrată destul de puternică. Ce ne așteaptă când vor apărea Intel Xe-urile adevărate, om trăi și om vedea. Poate că acest clip a fost, hai să spunem, un pic cam lung, dar am vrut să facem o comparație între generațiile precedente de ultrabook-uri și cele ce sunt deja pe piață și sunt certificate Intel Evo. Asta odată, iar al doilea, sper că acest episod să îi ajute pe cei ce doresc să achiziționeze un ultrabook certificat Intel Evo, să înțeleagă că avem în față un device ultra portabil puternic și ce dispune de dotări de ultimă generație.
Dacă v-a fost de folos acest episod, butonul like este răsplata voastră pentru munca pe care am depus-o în realizarea sa. Dacă nu v-a plăcut, și cealaltă opțiune este, să zicem, o alegere. Dacă știți persoane ce își doresc sau au nevoie de un ultrabook, le puteți trimite spre acest clip. Iar dacă sunteți în trecere pe canalul nostru și vă place conținutul pe care îl oferim și nu sunteți abonați, butonul subscribe ar trebui să-l apăsați. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune. Pa, pa!